Institutul Național de Statistică a lansat un apel către cetățenii care doresc să se implice în colectarea datelor necesare pentru recensământul populației și locuințelor, aflat la etapa a doua de recenzare pe teren. Cei care doresc să fie recenzori sunt îndemnați să meargă la cea mai apropiată primărie și să încheie contract. Până pe 17 iulie, recenzorii câștigă 3,50 lei pentru fiecare chestionar de locuință completat și 7 lei pentru fiecare persoană recenzată. Peste 3 milioane de kilograme de deșeuri abandonate au fost colectate în cadrul campaniei naționale Curățăm România, la acțiunile de ecologizare fiind înregistrați mai mult de 20.000 de elevi, 30.000 de angajați din sistemul public și peste 35.000 de voluntari. Campania s-a derulat și în zeci de localități din județul Olt, printre participanți numărându-se și prefectul Florin Homorean. Ministerul Mediului a anunțat că există cereri de decontare a cheltuielilor de ecologizare din partea primăriilor de aproximativ 5 milioane de lei. Oltenii aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate au o ofertă prin serviciul EURES din partea unui angajator finlandez care caută 10 sudori lucrători în metal. Experiența cerută este între 1 și 5 ani, abilitatea de a citi hărți de sudură și de a suda utilizând diferite proceduri de sudură. Persoanele care trec de selecția CV-urilor vor da o probă de lucru în Finlanda în luna august, între 16 și 19 august, iar dacă trec de proba de lucru, contractul de muncă va începe în septembrie. Salariul este de 15 euro brut pe oră, depinde de abilitatea angajatului. Pentru că reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere cu 50% până în 2030 este un obiectiv asumat la nivel european prin PNRR, România a stabilit ca până la sfârșitul acestui an să introducă mai multe modificări legislative care să promoveze siguranța rutieră, printre care sancțiuni mai aspre, monitorizarea încălcărilor legislației rutiere prin mijloace automate, reducerea limitelor de viteză în anumite zone și eliminarea treptată din Registrul Național a Vehiculelor Vechi. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria și Grecia că cele două țări sunt sub atenționări cod roșu de ploi torențiale. Autoritățile recomandă cetățenilor români să se informeze despre situația din zonele respective, iar șoferilor să conducă preventiv, să aibă autovehiculele echipate corespunzător, precum și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară montată pe carosabil.